Există câteva locuri în lume unde, călător fiind, descoperi că frumusețea, măreția și bucuria vieții sunt cu adevărat mult mai mult decât simple cuvinte. Bun venit în Delta Dunării! Bun venit în ținutul unde se formează cel mai tânăr pământ al bătrânei Europe! Locul unde noul și vechiul, precum viața și moartea, precum pământul și apa, se luptă, se despart, se înconjoară, se amestecă și se adună, pentru a naște sub ochii tăi, vie și întreagă, o lume absolut unică și fascinantă. Delta Dunării, desfășurată în bună parte pe teritoriul României și continuată în Ucraina, este unul dintre ultimele ținuturi din lume unde natura și-a păstrat măreția ei genuină, departe de iureșul civilizației. Unul dintre puținele tărâmuri unde peisajul se schimbă în timp real, unde vegetația ascunde și arată totodată adevărate miracole de floră și de faună, unde spiritualitatea și-a păstrat puritatea, iar oamenii știința de a trăi în mijlocul naturii. Nașterea acestui ținut, lecție vie de studiu științific al evoluției naturii, începe cu zeci de mii de ani în urmă, din vremea când marea forma aici doar un golf, numit Golful Tulcea, în care se vărsa fluviul Dunărea. Cantitățile imense de aluviuni aduse de apă, dar și fluxul și refluxul mic al Mării Negre, au creat în timp condițiile formării deltei. Inițial, un cordon de litoral a unit insulele Caraorman și Letea și a închis golful, transformându-l într-o lagună. Prin colmatare, această lagună s-a transformat într-un ținut mlăștinos, prin care fluviul și-a croit drumul numit Sfântul Gheorghe, reprezentând cel mai vechi braț al Dunării. Așa a înaintat delta. Aluviunile aduse de-a lungul acestui braț au închis în timp și cu perseverență și golful Babadag, conturând complexul Razin de azi. Cu aceeași stăruință, un nou braț al Dunării, Sulina, străpunge pământul în dreptul localității Crișan și avansează rapid în mare. Pe același principiu, în nordul deltei s-a format brațul Chilia, pornit de pe teritoriul României și continuat în Ucraina. Colmatarea lacurilor și formarea de noi grinduri este un proces în plină desfășurare, vizibil astăzi îndeosebi în partea ucraineană a deltei Dunării, unde pământul cel nou crește continuu, din mijlocul și prin voința apelor. Danubius, Istrus, Histru, Danare, Donaris, Psihos sau Rio Divino, indiferent de numele pe care oamenii l-au dat de-a lungul secolelor, fluviului ce le-a însoțit destinele, Dunărea, deși în ordin de mărime nu este cel dintâi fluviu european, rămâne totuși în conștiința oamenilor, prin splendoare și semnificații, adevăratul rege al fluviilor din Europa, recunoscut și numit astfel în istorie de însuși împăratul Napoleon. De la formarea sa prin unirea râurilor Brigach și Berg în munții Pădurea Neagră din Germania și până la vărsarea în Marea Neagră la Sulina, Dunărea traversează numai puțin de 10 țări europene și străbate 4 capitale. În Austria, la Viena. În Slovacia, la Bratislava. În Ungaria, la Budapesta. În Serbia, la Novi Sad și în capitala Belgrad.
fiind graniță între România și Bulgaria, cu orașe de o parte și de alta. Orșova, Turnul Severin, Vidin, Ruse, Giurgiu, croindu-și drum spre mare prin Brăila, Galați și Tulcea. Salutând spre nord Moldova și Ucraina, s-au ajuns la întâlnirea de final cu Marea Neagră la Sulina, oricare ar fi ținutul pe care îl străbate Dunărea, a influențat mereu viața oamenilor și oamenii i-au adus înapoi, la rândul lor, omagiul. Muzica apelor care curg liniștite sau învolburate o regăsești parcă întreagă în celebrul vals Dunărea Albastră, compus de Johann Strauss în Viena anului 1867, capitală pe atunci a Imperiului Austro-Ungar. Ascultă curgerea apei pentru o clipă și vei vedea că muzica e inima acestui fluviu. Opere inestimabile, muzele toate s-au ridicat din valuri pentru ca Dunărea și Delta să rămână eterne în mințile, inimile și mai ales în poveștile oamenilor. O lume cu adevărat vie, aceasta este Delta Dunării, un ținut al diversității și unicității, unde poți vedea la fiecare pas specii monumente ale florei sau specii rare de faună, locuri ascunse pe canalele înguste ale drumului apelor sau manifestări explozive ale peisajului. 1689 de specii de floră, 3448 de specii de faună, călătoria pe fiecare dintre cele trei brațe ale Dunării, din România sau Ucraina, reprezintă o lecție de biologie, geografie, geologie și chiar antropologie ținută pe viu, în mijlocul naturii. Celebrul cercetător Jacques-Yves Cousteau, fascinat iremediabil de minunile vii ale acestui ținut, a fost unul dintre cei ce a determinat includerea Deltei Dunării ca rezervația biosferei în patrimoniul mondial UNESCO și locul îi este mai mult decât bine meritat. Călător sau cercetător, veniți să admiri frumusețea pur și simplu, sau ca să studieze amănunțit comoara biosferei, atras de sălbăticia locului sau de confortul modern, integrat perfect în mijlocul naturii, Delta Dunării te întâmpină de fiecare dată cu vorbe simple și adevărate, care îți vin firesc în minte. Frumusețe, măreție, bucuria de-a trăi. Se spune că odată de mult, oamenii au pierdut pentru totdeauna viața în paradis. Și totuși, ajuns aici, în Delta Dunării, descoperi că bogăția, exuberanța și măreția începutului de lume au rămas parcă întregi și nepieritoare. Unica deltă din lume declarată rezervația biosferei, Delta Dunării este un muzeu viu al biodiversității, un ținut miraculos în care pășești cu sfială, copleșit de spectacolul naturii, în încercarea de a descoperi și a înțelege regulile după care viața, în toate formele ei, își construiește mărețul templu. 580.000 de hectare, în care viața se desfășoară intensă și netulburată, reprezintă suprafața rezervațiilor naturale de floră sau de faună din Delta Dunării, dar mai ales reprezintă o inestimabilă comoară de studiu sau de frumusețe pură. Spectacolul vegetației deltei, care se manifestă în infinite forme și culori, te fascinează mai întâi prin succesiunea incredibilă a tipurilor de pădure. Te hipnotizează apoi cu unduirea fără sfârșit a miilor de plante agățătoare, pentru ca în final să te copleșească definitiv cu liniștea și măreția plaurilor.
Pădurile formate între dune de nisip, numite de localnici hașmacuri, au dat numele rezervației Hașmacul Mare din pădurea Letea, cea mai veche rezervație naturală din delta Dunării, în care speciile forestiere diverse se amestecă într-un adevărat mozaic al perfecțiunii. De la plopul alb la cel cenușiu și tremurător, de la ulm la mărul și părul pădureț, de la teiul argintiu și stejari cu diametrul de un metru, la desișuri de salcie, plante agățătoare, liane și izbucniri de nuferi albi sau galbeni, totul e o horă a varietăților și a speciilor, dar mai ales a culorilor, formelor și luminilor. În spatele perdelelor de vegetație verde și abundentă, o altă lume își păzește atentă hotarele. Numai puțin de 5 drumuri de migrație intersectează poziția geografică a deltei Dunării, iar clima și diversitatea condițiilor de viață au făcut ca aici să se adune peste 300 de specii de păsări din Europa, dar și de pe alte continente. De aceea, delta Dunării își merită pe deplin renumele de paradis al păsărilor. Migratoare sau sedentare, oaspeți de iarnă sau de pasaj, oprite doar pentru refacerea forțelor sau stabilite pentru cuibărit, calme sau agitate, multicolore sau sobre și serioase, elegante sau excentrice, impunătoare sau doar impetoase, miile de păsări care populează permanent sau periodic delta Dunării sunt, în primul rând, o imensă comoară de frumusețe. Nu poți ajunge să le cunoști pe toate într-o singură călătorie, după nume, după specie sau comportament, dar asta e un bun prilej de a te întoarce iar și iar în delta Dunării, indiferent de anotimp, pentru că spectacolul zborului și al luptei pentru hrană, al socializării și al regulilor bine scrise și respectate de comunitățile de păsări, spectacolul vieții adevărate a zburătoarelor nu se oprește aici niciodată. Dar, dintre toate personalitățile, nu putem să nu ne oprim preț de o clipă la adevăratul simbol al deltei Dunării, pelicanul, specie rară și protejată la nivel european. În delta Dunării, în rezervația Roșca Buhaiova, într-un peisaj ce amintește de o lume pierdută, se găsește cea mai mare colonie de pelicani din Europa. Oaspeți de vară, pelicanii, ca fenii și timizi când încă n-au ajuns la maturitate, sau albi cu nuanțe de roz în degrade când îmbracă penajul de nuntă, trăiesc în colonii imense, în care prinderea hranei, adică peștele, este perfect și impecabil organizată, la fel ca toate celelalte reguli ale traiului în comun. Strategia de prindere a peștelui este bazată pe parteneriatul cu cormoranii, ce conviețuiesc alături de coloniile de pelicani și împreună, precum oamenii locului, își amestecă abilități diferite și obiceiuri care se completează, în deplină armonie, în lupta comună pentru supraviețuire. Pelicanii comuni se stabilesc mai ales în zonele de plaur și deseori, alături de ei, descoperi și pelicanii creți, la rândul lor, valori ale tezaurului acvafaunei deltei Dunării. Indiferent însă de specie, culoare sau obiceiuri, pelicanii, simbol bine meritat al deltei Dunării, sunt un motiv suficient să te îndrăgostești pentru totdeauna de această lume. Și încă se mai poate să fii surprins, pentru că datorită condițiilor prielnice de viețuire, descoperi aici o adevărată bogăție faunistică, formată dintr-o mulțime de specii rare de mamifere, protejate la nivel european. Cel mai răspândit și totodată cel mai puțin timid mamifer al zonei lacustre este bizamul, apreciat și el pentru blana sa deosebită și, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, adevărata bogăție a deltei Dunării rămâne peștele. Pe Dunăre și în bălțile limitrofe cu însemnate cantități de ape, peștii au toate condițiile de reproducere și de creștere. Dintre miile de specii care viețuiesc în aceste ape atât de bogate, extrem de prețioși sunt sturionii, apreciați atât pentru carnea gustoasă, cât și pentru producția de icre negre. Morunul, nisetrul, păstruga și cega sunt o adevărată delicatesă și o imensă comoară,
extrem de strict protejată prin regulamente ferme de pescuit, atât în România cât și în Ucraina. Infinită în manifestări, cuceritoare prin exuberanță, unicitate și mai ales frumusețe, flora și fauna deltei Dunării te așteaptă să descoperi paradisul pierdut în întreaga și genuina lui măreție. Fiecare dintre farurile lumii are propriul său semnal, unic, prin care vasele din larg recunosc ținutul pe care farul îl străjuiește. Descoperind vechiul far din Sulina, alb și maestos, privind nostalgic peste oraș și înspre marea ce îi se deschide înainte, începi să vezi și să pricepi istoria, dar mai ales viața acestor locuri. Recunoști și astăzi în Sulina amestecul cosmopolit al influențelor culturale din patru zări, specifice unui oraș ce cândva era marea poartă de legătură între Orient și Occident. Pe fundalul autorității otomane și a interesului sporit arătat de marile puteri la gura Dunării, Comisia Europeană a Dunării, fondată în 1856, își face aici cartierul general. Iată de ce, la sfârșitul secolului al XIX-lea, funcționau la Sulina nouă consulate, reprezentând Anglia, Austro-Ungaria, Franța, Italia, Grecia, țările de jos, Rusia, Belgia și Turcia. Mozaicul format de populația acestor locuri s-a păstrat din acele timpuri și până astăzi. Români, ruși, lipoveni, ucrainieni, turci și tătari, greci, armeni, evrei, italieni, germani, ortodoxi de rit nou sau vechi, musulmani, israeliți sau catolici, oamenii, națiile, religiile și obiceiurile se întâlnesc și se amestecă în forfota vieții, a negoțului, a puterii, a politicii și mai ales a dragostei. În Sulina, mitul legăturii între doi oameni diferiți, uniți doar de iubire, a rămas înscris adânc în piatră. Povestea de dragoste dintre ofițerul englez William Webster și logodnica sa, Margaret Ann Pringle, înnecați aici în naufragiul navei Adalia, sau legenda prințesei de culoare, ce s-a sinucis din dragoste pentru un tânăr ofițer din Sulina, au inspirat povești romantice, precum celebrul roman Europolis, scris de Jean Bart, fost capitan al portului, povești care continuă să dea și azi acestui loc aura de mister și de legendă. Pirați faimoși din neam de grec sau prințese de os domnesc, oameni de ranguri, etnii, culturi și religii diferite, toți și-au înscris trecerea în piatră, lăsând o amintire nepieritoare a orașului ce era cândva inima vie a mării. La fel de bine descoperi istoria vechilor porturi și pe străzile orașului Tulcea, centru de influență în trecut, dar și în prezent. Construit ca un amfiteatru pe ruinele cetății romane Egisus, astăzi oraș modern, cu o elegantă promenadă de-a lungul Dunării. Tulcea reprezintă poarta de intrare în delta și are o infrastructură de transport modernă și bine organizată pentru turism în delta Dunării. Din Tulcea pornesc și drumurile ce descoperă vechile cetăți unde s-a scris istoria locului.
Cetatea Histria, prima colonie greacă de pe țărmul de vest al pontului Euxin, menționată de istoricul Herodot în scrierile sale despre acest ținut, a avut o dezvoltare neîntreruptă, atât în perioada greacă cât și în cea romană, reprezentând pentru multă vreme cel mai însemnat centru economic și cultural de la gurile Dunării. Una din culmile străjuite de lacurile Babadag și Razim se află fascinanta cetate Enisala. Reconstruită de genovezi în secolul al XII-lea, cetatea Enisala respiră istorie prin fiecare piatră. În partea ucraineană, orașul Vâlcovo, prin canalele lui înguste, ce țin loc de străzi, amintește de o altă cetate celebră, cea a Veneției, orașul fiind deseori supranumit Veneția de pe Dunăre. Vâlcovo a fost construit pe teritorii smulse apei, puțin câte puțin, oamenii ridicându-și aici case și grădini. Cu o vechime de 250 de ani, Vâlcovo este o așezare unică și extrem de pitorească. Și dacă în orașe istoria trăiește prin legende și monumente, împletită în ritmul prezentului, în satele de lângă cursul apelor, viața oamenilor urmează aceleași ritualuri de sute și sute de ani. Caraorman, cel mai vexat din delta Dunării, cu ucrainieni gospodari și buni pescari, păstrează viața profund autentică. Credințele sunt puternic legate de natură, casele sunt ridicate din vegetația locului cu știință și frumusețe, oamenii sunt legați de pământ și de apă, pieritori și rezistenți totodată. Mila 23, sat de lipoveni la care se ajunge străbătând lacuri și canale, ce formează un peisaj de o frumusețe incredibilă, are oameni și viață pe măsură. Satul Letea păstrează tradiția caselor construite din stuf și nuiele. Oamenii, primitori și deschiși, par desprinși din peisajul miraculos, format dintr-un amestec de vegetație luxuriantă tipic tropicală, dune de nisip, stejari seculari și întinderi imense de ape. Fiecare sat din delta Dunării, din partea ei românească sau ucraineană, fie că e vorba de puncte de pornire către lumea deltei, ca satele Murighiol sau Crișan, fie că e vorba de locuri rămase neatinse de timp și de modernitate, fiecare loc are povestea lui ce merită descoperită. Și precum trecutul, la fel și prezentul este viu în viața oamenilor. Festivalul de muzică de la Sulina sau festivalul de film independent de la Sfântul Gheorghe sunt deja obiective turistice în sine pentru această regiune, care dau personalitate și culoare locului. Adunați aici de pământul acesta nou, ivit dintre ape, vechi parcă de când lumea, oamenii din delta Dunării au trăit influențe din toate cele patru zări, amestecându-și viețile, credințele, culturile, întotdeauna cu respect și reverență, realizând cu secole înainte ceea ce lumea modernă numește astăzi conviețuire și multiculturalitate. Se spune că cine gustă odată din ciorba pregătită de pescari din delta Dunării se va întoarce sigur pe aceste meleaguri. Și nu numai gustul bun, savuros și natural este cel care te face să te întorci aici, odată ce ai cunoscut delta Dunării. Comuniunea intensă dintre oameni și natură, pe care o recunoști aici la fiecare pas, te face să-ți aduci aminte de ceva ce e scris în codul genetic al fiecărui om. Lucrurile simple sunt cele care te fac cu adevărat fericit. Pornit într-o călătorie pe canalele deltei Dunării, fie că vrei să simți cum valurile mângâie cald, lemnul bărcii cu vâsle, fie că te grăbești să vezi comorile apei în cel mai scurt timp posibil, la bordul unei bărci cu motor, experiența e întotdeauna directă, intensă și profundă.
Tocmai pentru că aici tehnologia nu a transformat decisiv nici natura și nici viața oamenilor. Există imense comori ale faunei și florei pe care le poți descoperi într-o călătorie în delta, dar respectând normele stricte și specifice, instituite tocmai pentru a le păstra intacte pentru prezent și pentru viitor. În rezervația Roșca, Buhaiova, Letea, poți vedea marile colonii de pelicani, monument al faunei și simbol al acestui ținut. Și tot ce ți se cere este să respecti regula protejării și reverenței în fața acestei unice și splendide civilizații a păsărilor. În apropiere, în rezervația forestieră Caraorman, minunile de frumusețe sunt și aici omniprezente. Abundența plantelor agățătoare, care se încolăcesc pe arbori din specii variate, dau senzația unei adevărate păduri tropicale și conturează un peisaj pe care doar pentru că îl vezi cu ochii tăi, îl crezi de adevăratelea. Oamenii locului cunosc toate cotloanele deltei, atât în România cât și în Ucraina, și te pot ghida în aventura descoperirii peisajelor și lumilor sălbatice. Însă permanenta și continua transformare a naturii te ține mereu în suspans. Găzduit în casele localnicilor din sate autentice, Camila 23 sau Caraorman, sau în pensiuni cu confort modern, perfect integrate în peisaj și construite din materialele locului, vei descoperi mai întâi liniștea perfectă, apoi armonia a tot ce te înconjoară, pentru ca în final să descoperi de ce arhitectura prezentului se întoarce tot mai mult spre legile naturii. Sunt o mulțime de lucruri pe care le poți experimenta într-o vacanță în delta Dunării, dar un lucru e sigur, niciodată timpul nu va fi de ajuns. De la călătorii de-a lungul canalelor largi și primitoare, tolănit în barca de lemn, confortabil pe puntea vaporului sau într-o barcă rapidă cu motor, străbătând canalele înguste, de la privitul dansului fără sfârșit în care păsările se rotesc pe albastrul cerului, la înnotul în apa caldă și mângâietoare, de la pescuitul de dragul lenevitului la soare, la lecția de biologie pe viu și la fața locului. Totul e încântare, totul e reverie, totul e armonie. E ca o horă frumoasă și imensă în care intri, descoperind că faci parte intrinsec din acest univers. Tradițiile și obiceiurile vechi, cu drag păstrate de către oameni în delta Dunării, atât în România cât și în Ucraina, muzica, dansul, jocurile, trăirile adevărate și mai ales zâmbetele, te fac să te simți mai aproape ca oricând de natură și de paradis. Și climatul este aici de partea călătorului. Prezența marilor lacuri și vecinătatea mării influențează climatul continental arid din care face parte delta Dunării. De aceea, variațiile de temperatură sunt reduse. Numărul zilelor de iarnă și al celor tropicale este mai mic. Clima este moderată. Vara este aici anotimpul belșugului de vegetație și al vacanțelor la soare, iar toamnele sunt și ele blânde și uscate. Lipsa unei activități industriale poluante excesive în acest spațiu păstrează intact belșugul, armonia, naturalețea, delta Dunării fiind mereu darnică și primitoare. Indiferent de pretextul care te-a adus în delta Dunării, vei descoperi că ai o mie și încă unul de motive să te întorci aici iar și iar și încă o dată, pentru că delta Dunării lasă adânc în tine legătura profund armonică dintre oameni și natură.